Bine te-am regăsit la o nouă activitate. Astăzi vom avea în vedere părțile componente ale unei cărți. Vom pleca de la text și vom ajunge în lumea minunată a ilustrațiilor. Îți amintești care sunt părțile componente ale unei cărți? Orice carte va avea coperta 1, cotorul, coperta 4 și filele. În imagine avem coperta 1 a cărții Cercul scrisă de Mihaela Coșescu. Așa cum ai putut observa, pe copertă putem vedea titlul cărții, autorul, o ilustrație reprezentativă și numele persoanei care a realizat această ilustrație. Puțin mai jos putem vedea editura la care a apărut această carte. O ilustrație este o imagine desenată sau fotografiată destinată să explice sau să completeze un text. Ilustrația de carte este un gen al graficii prin care se prezintă tipuri sau momente esențiale ale unui text literar, având uneori și rol ornamental. Ilustratorul este un artist plastic care execută ilustrațiile unei cărți, ale unei reviste ilustratorii, cum probabil ai putut observa, sunt de mai multe feluri sau chiar o combinație. Un ilustrator poate ilustra cărți, postere, materiale publicitare sau chiar articole din diferite reviste. Desene animate, reclame, imagini din cărți, grafica pentru jocuri pe calculator, imagini de fundal, web design, cărți poștale, toate acestea trec prin mâinile unui ilustrator. Te-ai uitat vreodată cine a ilustrat cartea pe care o citești sau chiar manualul tău? Numele ilustratorului poate apărea pe coperta 1 sau pe coperta 2. Dacă privești cu atenție și cauți să citești și alte cărți ilustrate de același ilustrator, vei observa că fiecare ilustrator are stilul său. Astăzi, îți propun să faci cunoștință cu două ilustratoare minunate. Oana Ispir ilustrează cărți pentru copii, creează jucării și tot felul de povești. A studiat grafica la Liceul de Arte din Deva și la Universitatea Națională de Arte din București. Ea a ilustrat cărți precum cele mai frumoase flori, cercul, laboratorul ghiduș al lui Chitibuș și altele pe care te lasă să le descoperi singur. Sobo Catalin ilustrează cărți personalizate și este ilustrator digital la studioul Legendarium din Odorheiul Secuiesc. Studio al cărui proiect este prelucrarea basmelor maghiare și secuiești. A realizat împreună cu echipa sa seriale, desene animate, cărți și jocuri de societate pe această temă. În imagine poți vedea de imagini preluate din cărțile ilustrate de Cotolin. A fi ilustrator este o meserie. O meserie care încântă privirile cititorilor. Să o ascultăm puțin pe Cotolin. Salut! Sunt Săbucatică! Îmi place să ilustrez cărți pentru copii, pentru că ador poveștile și ele prin viață, prin munca mea. Pentru a ilustra folosesc Photoshop-ul. Nu uita, citind vei descoperi lumii noi. Cunoști și tu alți ilustratori? Spune numele țării din care provin, spune care este naționalitatea lor. De exemplu, Oana ispir locuiește în România, ea este româncă. Alte câteva exemple poți vedea aici. Căutând aceste nume, vei vedea niște ilustrații deosebite. Ilustrația este folosită încă din antichitate. Ea a apărut la babilonieni, egipteni, la greci, la romani, având în general un caracter didactic, suplimentând textul. Epoca de glorie a ilustrației începe odată cu manuscrisele Evului mediu. Inițial, în atelierele mănăstirești, călugării completau spațiile rezervate de cei care copiau textele cu imagini și ornamente strălucitoare. Aici poți observa câteva exemple. În chenarul de mai jos se ascund șase cuvinte ce indică obiecte necesare unui ilustrator. Încearcă să le găsești pe toate. Tradu apoi aceste cuvinte în limba maternă. Iați timpul necesar rezolvării acestui exercițiu. Cu siguranță a identificat cele șase obiecte. Exercițiul următor îți propune să citești cu atenție fragmentul de text. Ce ilustrație crezi că este potrivită? textul a fost preluat din cartea Duminică și alte povestiri cu Iosifel de la Vinia Braniște. Cartea, această carte, este ilustrată de Oana Ispir. Felicitări! Ai ajuns la final! Te-ai descurcat grozav! Nu-i așa că această lume a ilustrațiilor este magică?